Salutare dragi iubitori de mașini, bine ați venit pe Vroom Vroom Vlog. Astăzi avem o super mașină la review, oferită de colegii noștri de la Avia Motors. Dar ca să vă povestim mai multe despre mașina de astăzi, vreau să încep cu denumirea ei. Poartă denumirea de Enyaq. După cum ați observat în ultima perioadă, cei de la Skoda la toate denumirile lor au adăugat Q, iar denumirea de Enyaq provine de la translate-ul sursa vieții, pentru că teoretic vorbind, dacă mergi cu o mașină electrică, protejezi natura și asta înseamnă că tu te implici în susținerea unui mediu înconjurător cu mai puțină poluare. Pentru că, da, vorbim despre un model 100% electric, produs de cei de la Skoda și important de știut, mi se pare pentru cei ce ne urmăresc, că este și o mașină mare, pentru că dacă te uiți așa, dacă arunci o privire asupra ei, este un SUV mare, cu mult spațiu, dedicată unei familii fără nici cea mai mică problemă. Mi se pare că se adaptează extraordinar de ușor dacă vorbim despre utilizarea într-o familie. Hai să începem cu cel mai important aspect și anume prețul acestor mașini. La momentul actual, după cum știți, avem varianta în care poți să beneficiezi de programul Rabla Plus și să scazi de la prețul pe care vi-l voi prezenta în momentele ce urmează undeva la aproximativ 10.000 de euro. Există două variante, noi suntem cu varianta Basic, ce poartă denumirea de Enyaq EV60. 60 provine de la bateria mașinii și anume beneficiază de 60 de kW. Din punct de vedere a puterii, există două variante pe care le poți achiziționa. Una de 60 de kW și una de 80 de kW. Cea de 60 de kW dezvoltă 180 de cai putere echivalent și cea de 80 de kW 204 cai putere echivalent. Ambele mașini beneficiază de o transmisie automată. Schimbătorul de viteză este joystick-ul ăsta mic de aici, ce clar te face să te gândești că lumea evoluează. Ambele modele sunt cu tracțiune spate, cu propulsie, adică vorbim despre o Skoda cu transmisia pe puntea spate, pentru că și motorul îl avem pe puntea spate, iar bateriile sunt așezate pe puntea mașinii, în așa fel încât să fie distribuite corect. Ca și greutate, undeva la 2000 de kg, undeva la 2 tone se învârte mașina. Cu această putere de 180 de cai, mașina se mișcă extraordinar prin simplu fapt că trebuie să te gândești la un lucru important și anume puterea este instantanee pentru că vorbim despre o mașină electrică. Referitor la preț, cea de 60 de kW are prețul de 32.600 fără TVA, 38.800 cu TVA, din care poți să scazi Rabla Plus, asta înseamnă că poți să o iei undeva pe la 30.000 cu TVA în funcție de dotările pe care le iei, ceea ce mi se pare extraordinar de tare, iar cea de 80 de kW, 45.124 cu TVA, din care poți să scazi prin Rabla Plus undeva la 10.000 de euro. Da. Uite, o chestie foarte interesantă referitor la garanție, 2 ani fără limite de kilometri, 12 ani la perforarea caroseriei prin coroziune, 3 ani la vopsitorie. 0-100, cea de 60, 8,7 secunde, cea de 80, 8,5 secunde și cuplu maxim 310 Nm. Iar o chestie foarte relevantă referitor la încărcare. Dacă vorbim despre modelul acesta pe care îl avem la dispoziție, dacă te duci la un trifazic sau la un wallbox pe care ți-l poți monta și acasă, încărcarea durează undeva la 6 ore și 15 minute de la 0 la 100. Dispozitive de încărcare rapidă în curent și anume stațiile de încărcare pe care le găsim în marea majoritate a magazinelor Kaufland, Lidl, Rompetrol durează 55 de minute încărcarea dacă vorbim despre o stație de 50 de kW, iar dacă vorbim despre cele de mare viteză, dacă vorbim despre zona asta de stațiile astea mari de la Tesla, stațiile de 130 de kW, de la 0 la 100 durează undeva la 33 de minute. Hai să vorbim un pic despre partea de design a mașinii. Dacă vorbim despre lumini, beneficiază de niște faruri full LED, ce sincer să fiu, aseară că am mers cu ea pe noapte, mi s-au părut extraordinare și văd incredibil de bine. Dacă vorbim despre designul din spate, arată foarte elegant,
nu mă duce neapărat într-o nicio direcție, adică nu seamănă neapărat cu o altă mașină. Dacă ție îți inspiră o altă mașină, chiar te rog să o lași în comentarii, pentru că mie nu mi-a spus să semene cu altceva. Mi se pare foarte tare că nu are evacuări false, pentru că vorbim despre o mașină electrică. A păstrat încă grila față și cei de la Skoda au spus că nu au schimbat în totalitate grila față pentru a pregăti oamenii pentru pasul ce urmează să-l facă, adică să fie o perioadă de tranziție în care totuși să se păstreze grila față a mașinii. Liniile sunt foarte elegante, are o chestie ciudățică, are pe aripile față niște difuzoare de aer false, nu mi se par neapărat cele mai inspirate, dar pe de altă parte arată într-un mare fel, adică îi dau un aer așa mai agresiv. Mașina poate beneficia de diferite style-uri în funcție de modelul pe care îl alegi. De exemplu, asta beneficiază de un shadow line, adică toate detaliile sunt negre, dar există varianta să poți să mergi și pe varianta cu crom, adică toate detaliile astea din jurul geamurilor să aibă crom. Ok, hai să vorbim puțin despre interiorul mașinii, ce mi se pare clar în alt film, adică efectiv îți inspiră că e o mașină electrică, beneficiază de foarte multe spații de depozitare. Avem aici suporții de pahar ce beneficiază de bucățile alea de cauciuc să poți să desfaci sticla. Spații mari de depozitare când vine vorba despre cotieră, e imensă cotiera asta. Avem și un buzunar cu un buton dedicat aici, mi se pare tare, un buzunar secret să-i spunem noi. Din punct de vedere a materialelor folosite, sunt moi, foarte calitative. Dacă vine vorba despre partea de multimedia, beneficiază de două display-uri. Unul de 13 inch, ăsta principal, ce beneficiază de o rezoluție incredibilă, adică se vede incredibil de bine și chiar primul feedback pe care l-am avut a fost wow, pentru că se vede și când dai în camera de marșarier, este incredibil de mișto. Și mai are încă un display central aici, foarte bună rezoluția, arată impecabil, ce completează oarecum designul interior. Ăsta, din câte am înțeles, e un display de undeva la 6 inch. Chiar dacă vine vorba despre concurența directă, și anume de Volkswagen ID.4, mașina asta are o dimensiune mai lungă cu 7 cm, ceea ce îi oferă și mai mult spațiu interior. Adică, din punct de vedere a spațiului interior, este incredibil. Foarte mult spațiu în față și foarte mult spațiu în spate. Partea interesantă este pentru că avem bateriile pe podeaua mașinii, nu mai ai tunelul ce bloca oarecum al treilea loc și beneficiază clar de 3 locuri fără nici cea mai mică problemă. Butoanele pe volan arată foarte fain, volanul în două spițe mi se pare un pic în alt film, adică e clar îți inspiră Next Generation. La îndemână toate comenzile, clar, deja nu mai, asta mi se pare clar, e absolut normal. Vorbim despre pilot automat, speed limit, sunt toate montate pe volan în așa fel încât să poți să intri rapid și să le configurezi. Ca o paranteză, beneficiază de încălzire în volan, beneficiază de încălzire în scaun și de o pompă separată de încălzire, în așa fel încât să nu-ți consume așa mult curent și să poată să-ți facă față când vine vorba despre temperaturi mai joase. Ca o paranteză, dacă te gândești să achiziționezi mașina asta, clar îți recomand să mergi pe varianta cu încălzire cu pompă auxiliară. Dacă vorbim despre locurile din spate, beneficiază de o cotieră foarte faină. Uite, iar buzunarul ăsta mi se pare tare să poți să-ți pui telefonul. Nu poți neapărat să-l folosești ca să îl urmărești când se deplasează mașina, în schimb poți să-l folosești ca să îl depozitezi acolo. Geamul de pe spate se deschide complet. Dacă vine vorba despre portbagaj, beneficiază de un portbagaj de 585 de litri. Nu are bordură, ceea ce mi se pare foarte tare dacă vorbim despre încărcare. Scaunele din spate, după cum vedeți, se desfac din portbagaj. Poți să tragi de clapeta asta și se desfac. Beneficiază de cârlige de agățare a bagajelor, priză de 12 volți.
Iar ce mi se pare o chestie foarte faină este că poți să-ți să-ți depozitezi acoperirea portbagajului, masca portbagajului și poți să încarci portbagajul fără nici cea mai mică problemă, fără nicio bordură, chiar dacă scaunele sunt jos. O chestie iar foarte tare este sunetul în deplasare, un sunet ce l-au pus fals, clar. Iar dacă vine vorba despre deplasarea cu spatele, sunetul este mai pronunțat, se aude mai tare. Da, mașina accelerează chiar foarte bine. Este surprinzător cum accelerează, chiar dacă vorbim despre o greutate mare, că nu e o mașină foarte ușoară. Iar o chestie referitoare la regenerare, avem modulul de frânare, de regenerare, pe care poți să-l activezi din schimbător de viteze sau poți să folosești padelele. Dacă folosești padelele, padelele au 3 module. Cu cât apeși pe padele, de exemplu dacă apeși pe padela de minus, cu atâta mașina frânează mai mult și regenerează mai mult. Și asta te poate ajuta să conduci mai eficient, în așa fel încât să ai un consum mai mic. Marele beneficiu a acestor mașini este clar mentenanța, pentru că nu mai ai uleiuri, nu mai ai filtre. Clar e un mare avantaj. Dacă vine vorba despre susținerea din partea statului, v-am spus, ai undeva la 50.000 de lei, undeva la 50.000 de lei susținere din partea statului dacă mergi și cu o mașină pentru rabla, adică poți să cumulezi rabla plus cu rabla normal, în așa fel încât să poți să economisești mai mulți bani. Ok, deci poți să lucrezi cu padelele, să-i crească nivelul de recuperare a energiei. Display-ul arată incredibil, are diferite moduri de condus. Bun, uite o chestie foarte tare, dacă te gândești să conduci foarte eficient, mașina comunică cu navigația mașinii și te anunță când să dai drumul, de exemplu, la accelerație, în așa fel încât să regenerezi, să ai un condus mai eficient, dacă, de exemplu, te apropii de un sens giratoriu. Da, pe scurt, mașina este incredibilă, mi se pare foarte, foarte, foarte faină, e un pas clar înainte pentru cei de la Skoda, dacă vorbim despre mașinile electrice. Teoretic o să urmeze să apară și o variantă 4x4, dar sunt sigur că o să primim informații în momentul în care sunt oficiale. Acestea fiind spuse, nu uita să dai like materialului dacă ți-a plăcut, subscribe dacă ești pentru prima dată pe nostru canal și până la următorul material nu uitați. Iubiți-vă mult! Mașinile! Pa, pa!